e constant această muncă și e o muncă unde descoperi ceva, cumva e ca și cum întorci o piatră, vezi ce se află acolo și după aia mai descoperi încă ceva pe lângă. De exemplu, am făcut în zona Lipovei anumite verificări pentru garajele pe care le demolăm și ops, acolo mai e un spațiu, hai să vedem acolo, oh, nu găsim un CF, hai să vedem care e, oh, asta de fapt e domeniul public, adică sunt aceste situații și acolo de fapt e problema și problema e acolo unde s-au dat spații prin tot felul de tertipuri ciudate. Un exemplu este că, hai că zic și numele, avem Piața Aurora în Dâmbovița. Știți ce contract de concesiune asta? E un contract pe durata existenței construcțiilor. Adică cât timp acolo există o căsuță, un teren de mii și mii de metri pătrați e dat la un privat să facă bani în vecii vecilor. Deci nu pentru 10 ani, nu pentru 20, 30, 40, 50, 99 de ani, nici măcar asta. Pe durata existenței construcției. Asta este genul de contracte care s-au făcut în trecut și unde noi acum, unul după altul, încercăm să recuperăm ceea ce este al nostru sau măcar să ne asigurăm că condițiile sunt în care s-au dat aceste terenuri sunt respectate. Încercați să schimbați ceva acolo, de exemplu în zona Aurora? Pot exista anumite vicii în cadrul acolo, contractului? Acolo sau vedem, vă gândiți să faceți ceva modificări? Se poate modifica cu un acolo nou vedem, HCL? Ce vedem acum, acolo sunt foarte multe construcții ilegale, de exemplu, care n-au fost autorizate, unde... Interveniți pe altă parte. Întrebăm de bună ziua, așa,